Bine v-am găsit, prieteni! Vă invităm la cea de-a doua ediție a emisiunii Obiectiv Comun la postul de televiziune publică Suspilne-Cernivții. Și în cadrul emisiunii de astăzi vom discuta despre pregătirea pentru sezonul rece în comunitățile Ciudei, Cărăpciu și Mahala din regiunea Cernăuți. Invitatul emisiunii de astăzi este domnul Anatolie Pițul. În cea de-a doua parte a emisiunii vom afla de la șefa Centrului de Medicină Primară a comunității Hlibocă, Larisa Timofte, cum sunt pregătite instituțiile medicale din raionul Hlibocă pentru îmbolnăvirile de viroze respiratorii acute, inclusiv de COVID-19. Domnule Anatolie, bună ziua! Bună ziua! Comunitatea Teritorială Unită Ciudei este una dintre cele mai mari comunități unde locuiesc etnici români, da, de la nordul Bucovinei. La ora actuală, cum sunt și pe cât sunt pregătite instituțiile de învățământ, grădinițele, instituțiile medicale pentru sezonul de încălzire? La momentul de față, vreau să spun că încăperile comunale care sunt pe teritoriul Comunei Ciudei sunt pregătite de sezonul toamnă-iarnă. La acele încăperi comunale avem 12 a învățământului, dintre care 7 sunt școli, 3 licee și 4 gimnazii și 6 grădiniți de copii, 5 ambulatorii pentru, la ocrutirea sănătății. Care instituții sociale ale Comunei Ciudei încă nu sunt pregătite pentru sezonul de încălzire și din ce cauze? Sunt așa ca liceul numărul 2 de la cea mai mare școală, vreau spun, în comuna noastră, unde astăzi frecventează și grădinița 100 de copilași acolo și 600 este elevi în școală, unde noi nu că nu este pregătită, este pregătită, dar vrem adăugător să facem o reparație la cazangerie, vrem adăugător ca să cumpărăm încă un cazan ca să fie de serviciu, deoarece aici sunt foarte multe încăperi și avem două cazane, dar sunt mai vechi așa și vrem anul acesta, de acum am transferat bani, și facem parțial și reparația sistemei de încălzire. În rest, care încă, să spunem așa, nu la 100% sunt pregătite, sunt ambulatorile care luna aceasta le aduc de acum lemne. Din ce pricină n-au luat până acum? Din pricina că ne-au adus, ocolul Silvic ne-au adus nouă lemne la toți la învățământ și la grădiniți, și tot au o limită oarecare pe lună cât se poate ca să ne asigure cu lemne. Dacă să facem o comparație în Comunitatea Teritorială Unită Cărăpciu, după cum ne-a spus primarul acestei comunități, domnul Gheorghe Liutic, există 3 instituții de învățământ, 2 grădinițe, 2 ambulatorii, toate aproape 100% sunt deja pregătite pentru sezonul de încălzire. Cum planificați dumneavoastră să vă descurcați în acest an și să încălziți instituțiile de infrastructură socială din comunitatea Ciudei? Noi chiar luna aceasta o să fim de acum și cu ambulatoriile care sunt la ocrutirea sănătății, o să aibă la 100%. Putem să spunem că și de mâine, dacă este rece, putem să începem încălzirea. În ceea ce privește asigurarea și cu lemne și toate lucrurile și lucrători pregătiți de acum cu toate documentele care trebuiesc sunt pregătiți și sperăm că totul o să fie bine. Ați socotit deja care sunt și care vor fi, mai bine zis, cheltuielile pe care le va suporta pentru încălzire Comunitatea Teritorială Unită Ciudei anul acesta și dacă este o diferență, da, între anii precedenți și anul curent, cum planificați să acoperiți aceste cheltuieli? Da, într-adevăr, diferența este, deoarece s-a ridicat prețul la fiecare metru cub de lemne. Noi am comparat anul trecut, dacă să spunem așa, cu 1100
metru cub, dar acum lemnitare am în vedere, dar anul acesta cu 1400. Diferența este mare și vreau să spun că dacă anul trecut, la toate încăperile noastre, puțin am trecut peste 2 milioane de grivne ca să le pregătim toate pentru sezonul toamnă-iarnă, anul acesta ajungem aproape sub 3, 2 milioane 700 și pentru toate încăperile. Veniturile la buget clar că s-au micșorat în timpul acesta de război, dar noi am micșorat și unele cheltuieli. Unele cheltuieli, dacă în planul de lucru erau unele reparații, unele modificări, unele reconstrucții, anul acesta am prima dată ce am făcut, am luat lucrurile tare acele necesare, care trebuie să le facem. Clar lucru că întâi și întâi este salariul celor bugetari. În comparație cu anii precedenți s-au scumpit lemnele de foc, paleții, deci mai este accesibil acest tip de încălzire? Să vă spun drept, noi nici nu am trecut la altceva, măcar că la noi gazele naturale nu au ajuns, astăzi spunem slavă Domnului, pentru că era problemă mare, dar vreau să vă spun că este convenabil. De ce? Teritoria noastră este cu mare suprafață de păduri. Mare suprafață, 5.000 de hectare care ne înconjoară pădurile, toate satele comunei noastre, toate 5 sate comunei Ciudei sunt înconjurate cu păduri. Și clar lucru că cu ce altceva, dacă nu că lemne, ne vom încălzi în perioada toamnă-iarnă. Majoritatea instituțiilor de învățământ din comunitățile regiunii Cernăuți, într-adevăr, sunt încălzite pe lemne și cărbune, totodată pe gaz și pe energie electrică, da? Încălzire electrică. Cum stați dumneavoastră la acest capitol? Cu energie electrică, să vă spunem, noi avem o oarecare frică, deoarece clar lucru că acum nu sunt prețurile tare ridicate, dar tot una, mai mult de 5 grivne să plătim pentru fiecare, vă dați seama, kilowatt, atunci este tot o problemă, dar nu avem întotdeauna sistematic lumină electrică, mai sunt întreruperi și atunci copilașii din grădiniță mici nu o să înțeleagă aceste lucruri. Dar deoarece avem cazanele noastre toate pe lemne și avem pregătite lemne, atunci nu este nevoie și nu prea este rețeaua electrică, nu prea este pregătită, să spunem așa, pentru așa lucrări. Nu aveți asemenea exemple de a trece la comunitate Ciudei la alternative de energie, da? Să zicem la energia verde. Și, da, le avem în strategia noastră, că de acum avem întărită strategia între anii 21-27, unde sunt puse toate aceste lucruri la rânduială când trebuie ca să le aplicăm, să le introducem în viață. După cum am spus, comunitatea Ciudei este situată la poalele munților Carpați și datorită acestui fapt sunteți îndestulați, aprovizionați, da, 100% cu lemne, să zicem. Dacă să luăm altă parte a Cernăuțiului, de exemplu, comunitatea teritorială unită Mahala, unde, după cum ne-a spus viceprimarul acestei comunități, domnul Valeriu Cucireavăi, aici există 3 instituții de învățământ, 6 grădinițe, 3 ambulatorii, o casă de cultură, o casă internat și o parte din aceste instituții de infrastructură socială sunt încălzite pe gaz. Vedem că partea aceasta la altă mai mult se folosește, da, de gazul natural. În opinia dumneavoastră, cum credeți, care este sursa, de exemplu, mai profitabilă pentru viitor de a încălzi obiectele de infrastructură socială în comunități? Exact. Când gazele naturale se scumpesc, zice, trece, și sunt unele complicații în partea noastră, în comuna noastră, nici nu este conducta aceea pentru gaze naturale. Noi cândva visam la așa ceva și clar lucru că ar fi comod pentru oamenii noștri, ar fi ușor, ar fi curat. Noi acum avem probleme cu acestea, eu cred că mai bine ca cu lemne, nu este cu altceva.
în caz că vor fi unele întreruperi în aprovizionarea cu energie electrică, ce veți face, cum veți proceda? Pentru aceasta chiar avem alocat și bani în buget pentru a cumpăra diferite lucruri pentru ca să ne descurcăm și fără lumină electrică. Acele lucruri care ne va da posibilitatea pe motorină sau pe benzină să pornim acele motoare care le avem și ca să nu avem probleme cu lumina electrică. Aveți posibilitate de a încălzi și adăposturile antibombe ale obiectelor de infrastructură socială din comunitatea Ciudei? Avem în toate încăperile, dacă nu în încăperi, cu vecinii de aproape, cu antreprenorii privați, cu bisericile, avem încăperi în subsol, unde poți să, în caz de ferească Dumnezeu, alarmă ariană, ca să se afle în aceste locuri, dar nu toate, clar lucru, sunt încălzite. Nu toate o să fie încălzite, corect spus. Nu e o problemă să organizăm și așa ceva, numai să avem posibilitatea să lucreze și școalile și grădinițele de copii. Sunt care avem încălzire, sunt care se află sub grădinița de copii, unde se folosește o parte mare și școala și unde sunt sub încăperile antreprenorilor privați, care tot se încălzesc. Totuși, pe viitor, ce planificați să schimbați în sistemul de încălzire al comunității Ciudei? Este de dorit cât mai puțin să facem cheltuieli cu cumpărarea lemnelor. Una dintre ideile și pașii care vom face primii pe anul de acum, nu acesta, dar anul viitor, să avem jumătate din lemnele noastre. În ziua de astăzi, la noi, în frumoasa Bucovină, sunt foarte multe încă locuri unde ar trebui să facem curățenie, tot pomul uscat, tot copacul uscat, ca să fie înlăturat, să fie folosit. Și să fie folosit cu folos. Noi trebuie să ne învățăm să facem economie. Asta este unul dintre pași. Următorii pași o să fie ca să, dacă ne-a dat Dumnezeu și soarele ne încălzește, atunci ca să modernizăm și să avem energie solară verde, cum se spune. A fost la noi diferite firme care instalează diferite construcții unde de la aer se încălzește, unde se folosește toată energia electrică, dar nu într-așa măsură și se poate de făcut economie, dar costă mai mult. Începutul cred că o să fie acești doi pași și pentru noi de acum o să fie un mare plus. Domnule Anatolie, vă mulțumim mult pentru interviul acordat. Mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc! Continuăm eterul și în a doua parte a emisiunii Obiectiv Comun vom discuta cu doamna Larisa Timofti, șefa Centrului de Medicină Primară din comunitatea Hliboca, despre pregătirea instituțiilor medicale din comunitatea Hliboca pentru creșterea cazurilor de viroze respiratorii, inclusiv de COVID. Bună ziua, doamna Larisa! Bine ați venit! Bună ziua și bine v-am regăsit! Doamna Larisa, deci câte instituții medicale în prezent primesc pacienți cu viroze respiratorii acute, inclusiv cu COVID, și câte locuri există în instituțiile medicale din Hliboca pentru asemenea pacienți? Există paturi suficiente pentru asemenea bolnavi? În localitatea Hliboca avem 9 instituții medicale care aparțin de centrul nostru de medicină primară, 4 ambulatorii și 5 puncte de felșeri și un spital al localității. Instituțiile noastre sunt ambulatoria din orășelul Hliboca, din satele Stircea, Oprișeni, Cerepcăuzi și puncturile de felșeri din satul Dimca, Mihailivca, satul Dumbrava Roșie, Slobozia și Vulcinețul Nou. Spitalul din comune, la ora actuală, nu are paturi unde putem interna bolnavii cu COVID, din cauză căci în timpul de vară și până acum bolnavii au fost mai puțini. Și bolnavii care au fost până acum au fost cu o stare ușoară,
care nu necesitau de o internare în spital. Și toată vara și până în prezent se află sub supraveghere medicilor de familie. Când se așteaptă vârful îmbolnăvirilor în comunitatea Hliboca, aveți surse pentru a face față acestor probleme și aveți finanțare guvernamentală la timp? După analiză care am petrecut-o după starea de anul trecut, pe așa parcurs, monitoringul care l-am petrecut în timpul verii și până la ora actuală, așteptăm o creștere bruscă la sfârșitul lui septembrie a bolnavilor. A fi COVID sau numai a fi bolnavi de boli virusologice, de căile respiratoare, nu putem face o prognoză chiar acum. Dacă vor fi cazuri că pacienții vor trebui o internare în spital, după spuserile medicului șef a spitalului din comună, se va face o adresare către departament și se vor deschide paturi pentru lecuirea bolnavilor anume de COVID. Că la ora actuală, în secția de infecție se lecuiesc numai bolnavi care sunt cu maladie organele respiratoare. Ne puteți spune de la începutul pandemiei despre numărul pacienților afectați de COVID și despre numărul din prezent a pacienților, dacă ați fixat și dacă continuați să fixați pacienții de COVID la care s-a repetat boala? Noi petrecem un monitoring la toți pacienții care au fost bolnavi de la primele luni când numai s-a început pandemia. La ora actuală avem 74 de bolnavi cu COVID, care primesc cursuri de lecuire acasă, sub supravegherea medicilor noștri. Avem pacienți care au fost bolnavi de două ori, dar avem pacienți care au fost bolnavi chiar de trei ori. Facem un monitoring încă la așa pacienți, că multe întrebări nouă ne dau pacienții, că ia ca în legătură cu vaccinația, dar totuși au fost cazurile că au fost afectați și pacienții care au fost vaccinați. Spunem la fiecare și spunem cu glas tare că chiar și s-au îmbolnăvit pacienții care au fost vaccinați, toate cazurile au fost cazuri ușoare, n-au avut nevoie de internare în spital și n-au avut nevoie de întreținere cu oxigen. Mulți pacienți au fost vaccinați, care au trecut complexul întreg, adică au și prima și a doua vaccină, sunt mulți care au și a treia vaccină și mulți au fost bolnavi și s-a făcut o imunitate colectivă. La ora actuală, câți pacienți în comunitatea Hliboca aveți cu viroze respiratorii și câți pacienți aveți cu COVID și dacă crește acest număr? Cu COVID, la ora actuală, avem 74 de pacienți, 90 cu boli a căilor respiratoare. Toți bolnavii se lecuiesc acasă. Dar de la jumătatea lui august, un pic, 2-3 săptămâni urmă, am observat că un pic de creștere a avut loc față de vară. Poate să avem așa un motiv, evenimentele care s-au petrecut de la 24 februarie, poate populația mult puțin a uitat de boli și s-au îndreptat privirile mai mult spre războiul care are loc acum. În instituțiile medicale din comunitatea Hliboca este disponibilă doza rapel, așa numită doza booster, și dacă există acces la acest vaccin și totodată dacă există cereri și doritori, da, de a se vaccina cu doza rapel. Da, ultimele două luni lucrăm cu prima doză de booster și avem 12 pacienți care acum s-au vaccinat și cu doza a doua de booster. Avem vaccina pentru booster la ora actuală, vaccina Johnson. N-am avut niciun caz cu forme de alergie sau de toate cazurile care am făcut vaccine au trecut ușor și au trecut bine. Sunt pacienți care deja s-au vaccinat cu doza booster, cu doza rapel? Da, cu doza rapel avem prima doză și acum avem câțiva pacienți care au făcut și doza a doua.
au observat că totuși vaccinarea are un pozitiv pentru starea sănătății și pentru faptul că dacă se îmbolnăvesc, totuși boala trece mult mai ușor la vaccinați decât la persoana care nu e vaccinată. Și totuși, care este categoria de pacienți cărora le recomandați această doză rapel? Avem recomandații pentru persoanele care 60 de ani plus și persoanele de la 18 ani până la 59 de ani care au boli cronice și care în caz de îmbolnăvire ar trece cu o stare agravată. Deja am aflat că comunitățile Ciudei, Carapciu și Mahala sunt deja pregătite aproape 100% pentru noul sezon de încălzire. În caz că vor exista unele întreruperi a încălzirii, deci acasă, la spital, la școală, aceasta cumva va influența asupra creșterii numărului de viroze respiratorii și inclusiv de COVID. Da, dar clar, ne pregătim și noi și instituțiile noastre se pregătesc la fel, să nu avem întrerupere cu aprovizionare. La ora actuală vreo 90% suntem gata pentru perioada de iarnă. Într-un ambulatoriu trebuie să aducem lemne, dar restul suntem toți aprovizionați de la primărie. Ne-a fost acordat niște finanțe pentru a ne aproviziona cu generatoare dacă nu a fi lumină și că avem în fiecare ambulatoriu, în fiecare punct de feșer avem cazan. Deci, totuși, instituțiile medicale din raionul Hliboca, cum sunt încălzite? Pe lemn, pe lumină, pe electricitate, pe cărbun? Pe lemne. Da, toate instituțiile care intră în centrul de medicină primară sunt pe lemne. Doamna Larisa, odată cu începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, mulți locuitori din regiunea Cernăuți, inclusiv din comunitatea Hliboca, au plecat în străinătate. Deci simțiți oarecare lipsă de lucrători? Ce specialiști anume lipsesc în instituțiile medicale din comunitatea Hliboca? De la începutul războiului, fiecare se gândea să plece, să rămâne. Am hotărât că noi suntem de o profesie care trebuie să dăm ajutor medical și am știut că ne așteptăm la refugiați și va fi nevoie de dat ajutor medical și lor. Prin convorbiri am avut ocazie și am avut, spunem că și noroc, că niciun lucrătorii mei medical n-au plecat peste graniță, toți au rămas pe loc și lucrăm mai departe cum am lucrat. Odată cu începutul războiului, multe persoane refugiate, mulți strămutați și și-au găsit adăpost temporar în spitalele din raionul Hliboca. Deci câte persoane găzduiți la ora actuală în spitalele dumneavoastră și de ce au nevoie cel mai mult aceste persoane? În timpul verii, în comuna Hliboca, am avut 4, chiar 5 puncte unde s-au localizat refugiații. Fiecare punct au fost luat sub patronatul medicilor noștri de familie, dar începând cu deschiderea anului de învățământ, că se aflau mai în general pe la școli, atunci s-a organizat o împărțire în spitalul din comune și da, majoritatea au trecut pe la localitățile oamenilor din comuna Hliboca. La ora actuală în spital s-a repartizat o secție specială aparte pentru refugiați. Acum se află 47 de refugiați care se află anume în secția aceasta a spitalului din comune. Dar în jur de vreo 1500 se află pe la localitățile oamenilor. Doamna Larisa, deseori în regiunea Cernăuți, dar și în comunitatea Hliboca, clar că răsună sirenele. Cum sunt pregătite adăposturile instituțiilor medicale din raionul Hliboca în caz de alarmă? În comună sunt câteva adăposturi. Școlile sunt amenajate toate cu adăposturi, grădinițele la fel. Noi în spitalul din comune avem 2 adăposturi unde ocupăm și noi locurile când sună sirena. În secția unde se află refugiații au adăpostul lor special,
în subsol, în secția unde ei se află, unde ei trăiesc. Și există posibilitatea de a încălzi aceste adăposturi? În școli, da. În spital, mai puțin, medicul șef duce niște tratative pentru a acorda niște metode de a încălzi. Vă mulțumim pentru interviul acordat și vă dorim succese mari pe viitor în totul ceea ce faceți. Mulțumim de invitație și pe curând! Doamnelor și domnilor, timpul rezervat emisiunii de astăzi se apropie de sfârșit. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă zicem la revedere!